Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața și la mulți ani, bine ați venit pentru prima oară în acest an 2015 la Ministerul Afacerilor Externe. Debutăm în acest an activitatea de comunicare a informațiilor de interes public cu sprijinul dumneavoastră printr-un briefing susținut de către conducerea Departamentului Consular. Dorim să vă prezentăm activitățile desfășurate pe perioada sărbătorilor de iarnă de către Ministerul Afacerilor Externe prin intermediul Departamentului Consular și, evident, a misiunilor noastre diplomatice și consulare. Avem astăzi alături de noi, după cum spuneam, întreaga conducere a Departamentului Consular, începând cu directorul general Bogdan Stănescu, cu directorul Radu Florea și, nu în ultimul rând, cu directorul adjunct Florin Pârvu. Domnule director general, aveți cuvântul, vă rog. Vă urez și eu bună dimineața și la mulți ani. Mulțumesc foarte mult, doamna director Brânușa Predescu. Așa cum doamna director general a prezentat, obiectul și subiectul acestei întâlniri cu dumneavoastră, ne vom referi în cele ce urmează la măsurile întreprinse de Ministerul Externe în perioada sărbătorilor de iarnă. După cum se știe, în perioada sărbătorilor de iarnă, numărul românilor care vin spre România sau numărul românilor care pleacă și își petrec sărbătorile în diferite zone ale lumii atinge unul dintre nivelurile cele mai înalte. În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, sub coordonarea directă a Ministrului Afacerilor Externe, a întreprins o serie de măsuri, atât pe linie preventivă și de informare, cât și în ceea ce privește gestionarea unor situații deosebite cu implicarea cetățenilor români. Astfel, în perioada 24-12, 4-1-2015, eforturile Ministerului în domeniul consular s-au orientat în principal spre o informare a românilor cu privire la pericolele la care se pot expune și, în același timp, s-au concentrat către gestionarea de către Departamentul Consular și misiunile diplomatice ale României a situațiilor cu implicarea românilor. În acest sens, Ministerul de Externe a întreprins o serie de măsuri după cum urmează. S-a asigurat de preluarea tuturor apelor de urgență de către misiunile diplomatice, s-a asigurat de buna comunicare publică în situații deosebite și aici doresc să mulțumesc încă o dată colegilor de la Direcția Comunicare pentru aportul deosebit dat Departamentului Consular. În același timp, echipele consulare s-au organizat echipe consulare la nivelul tuturor misiunilor diplomatice și consulatelor României, astfel încât acestea să fie pregătite să intervină în orice moment în situația în care apare un caz consular. De asemenea, la nivelul Departamentului Consular, a existat o structură care a acționat în permanență, 24 de ore din 24, astfel încât să se poată gestiona cât mai bine problemele consulare care pot apărea sau au putut apărea în această perioadă. Totodată, echipele consulare mobile, care fac parte din celula de criză a MAE, au fost pregătite permanent, 24 de ore din 24, pentru a acționa în situația în care Ministrul Afacerilor Externe ar fi activat această structură operativă a Ministerului nostru. În ceea ce privește latura preventivă și de informare, așa cum v-am obișnuit în ultima perioadă de timp, Ministerul de Externe și în 2014, în decembrie, a lansat ghidul de iarnă, un document, un material deosebit de util pentru românii care doresc să se deplaseze în străinătate, material care conține informații complexe și în amănunt cu privire la principalele destinații turistice pe care românii către care se îndreaptă românii în această perioadă de timp. În același timp, în luna decembrie, 23 decembrie, Ministerul Afacerilor Externe a lansat o atenționare de călătorie cu recomandări generale cu privire la condițiile de deplasare ale românilor către principalele destinații turistice. Punctual, totodată punctual,
Ministerul Afacerilor Externe a lansat și actualizat în permanență un număr de 21 de atenționări de călătorie, vizând condițiile meteo de interes major. Și aici aș putea menționa statele care au făcut obiectul acestor atenționări de călătorie. Și acestea sunt Malaezia, Ungaria, Serbia, Slovenia, Spania, Franța, Belgia, Germania, Republica Macedonia, Croația, Bulgaria, Italia, Grecia și Norvegia. Așadar, prin intermediul tuturor acestor materiale de prezentare și informative, cetățenii români au putut fi în măsură să fie informați în timp util și, de asemenea, să poată beneficia de toate datele cu privire la destinațiile pe care doresc să le viziteze, unde doresc să-și petrecă concediu de sărbători. În același timp, Ministerul de Externe, pe lângă latura preventivă și de informare pe care a parcurs-o în această perioadă de timp, a avut de gestionat și o serie de situații consulare deosebite cu implicarea cetățenilor români. Aici menționez următoarele situații gestionate de către Ministerul nostru. În 23 decembrie 2014, dispariția unei femei de cetățenie română de la bordul unui feribot ce traversa canalul Mânecii. Aceasta a fost identificată și repatriată în România, demers asupra căruia am informat public. Aici aș dori să punctez un singur aspect. Autoritățile franceze, în momentul când au fost informate cu privire la dispariția, sau când au constatat dispariția româncei, au demarat un amplu proces de căutare în zona Dunkirk, partea franceză a canalului Mânecii, dar după aproximativ 8 ore s-au oprit, deoarece, potrivit dânșilor, o persoană care se află în apă în decembrie nu poate să reziste mai mult de 8 ore. Cu toate acestea, Ministerul Afacerilor Externe nu a oprit căutările româncei și a activat toate misiunile diplomatice din zona respectivă, astfel încât, spre bucuria noastră și a respectivei cetățene, aceasta a fost identificată și repatriată în România. În 24 decembrie 2014, Ministerul Afacerilor Externe a gestionat evacuarea și acordarea de sprijin pentru 4 cetățeni români sinistrați în Parcul Național Taman Negara din Malaezia, afectat de un puternic uragan. Turiștii români au fost transportați spre Kuala Lumpur, de unde au fost asistați de către misiunea diplomatică română în vederea continuării călătoriei spre Thailanda, conform itinerarului inițial. 28 decembrie 2014, prăbușirea unui avion de pasageri în Indonezia. În urma demersurilor întreprinse de către Ambasada României la Singapore și Ambasada României la Jakarta, pe lângă autoritățile locale, a rezultat faptul că la bord nu se aflau cetățeni români. 28 decembrie 2014, operațiune de salvare a unei femei de cetățenie română aflate la bordul navei Norman Atlantic, naufragiată în Marea Adriatică din cauza unui incendiu. Ca urmare a eforturilor conjugate ale Ambasadei României la Atena și Ambasadei României la Roma, femeia de cetățenie română împreună cu ceilalți pasageri au fost preluați de către nava Abi Janet și transportați în portul Manfredonia, Italia. 28 decembrie 2014. Accident de circulație în localitatea Vaclino, Bulgaria, cu implicarea 4 cetățeni români. În urma impactului, 2 dintre cei 4 cetățeni români au fost răniți ușor și au fost transportați de urgență pentru investigații medicale. Unul la cerere către un spital din Mangalia, în timp ce al doilea a fost transportat la Dobrici, Bulgaria. 29 decembrie 2014. Repatrierea de la Chișinău a unui cetățean român cu prezumtive probleme psihice și lipsit de mijloace financiare. Astfel, în capitala Republicii Moldova a fost semnalată prezența unei persoane vârstnice de cetățenie română, fără resurse materiale, pentru asigurarea cazării în condiții extreme meteo și cu vădite indicii ale unor tulburări mentale. După eforturi considerabile, a fost identificată și înștiințată familia din țară, iar persoana în cauză a fost repatriată. 30 decembrie 2014. În urma lansării unui semnal SOS de către un vapor în largul insulei Corfu, navă care anterior aparținuse unui armator român, ambasadele României la Atena și la Roma s-au implicat activ în identificarea
unor eventuali cetățeni români la bordul acestei nave. În urma acțiunii conjugate a celor două misiuni diplomatice s-a constatat că la bordul acelei nave nu se află români. În prezent, cazul este cercetat de către autoritățile italiene. 2 ianuarie 2014. Cercetarea în stare de libertate de către autoritățile nigeriene a unui comandant de navă de cetățenie română. Ofițerul român, suspectat și cercetat în stare de libertate, i s-au reținut documentele de călătorie de către autoritățile de specialitate nigeriene și i s-a impus să nu părăsească teritoriul nigerian. În prezent, cetățean român este cazat într-un hotel din localitatea nigeriană, având un avocat angajat pe plan local. Cercetarea în cazul care face obiectul acestui proces continuând și autoritățile nigeriene interzicând românului, sau mai bine zis dispunând măsura de a nu părăsi țara. 3 ianuarie 2014. Decesul unui nou născut cetățean român, posibil cetățean român, pe teritoriul Franței. Ambasada României în Republica Franceză s-a autosezizat în cursul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie 2015, referitor la cazul decesului nou născutului semnalat în presa franceză ca fiind de cetățenie română și a întreprins în regim de urgență demersurile legale pe lângă autoritățile locale din localitățile Champlain, Visu și Corbeil, în vederea obținerii unor informații suplimentare, cât și în vederea confirmării cetățeniei române a nou născutului. Demersurile autorităților române au inclus transmiterea de către ambasadorul României în Republica Franceză a unei scrisori adresate primarului localității Champlain, prin care au fost solicitate detalii referitoare la caz, cetățenia nou-născutului, demersurile primăriei, și prin care a fost comunicată totodată îngrijorarea față de problemele semnalate în ceea ce privește autorizarea înhumării nou-născutului în cimitirul din localitate. În urma demersurilor întreprinse de către reprezentanții misiunii, pe lângă o asociație umanitară care se ocupă de astfel de cazuri, a fost confirmată, această asociație umanitară a confirmat faptul că funerarea noului născut au avut loc la data de 5 ianuarie 2015 la Biserica Saint Paul din Massy, fiind înhumat în cimitirul din Visu. 4 ianuarie 2015. Incidentul în care au fost implicați doi cetățeni români aflați la bordul unei nave atacată în portul Derna, Libia. Astfel, o rachetă lansată de către un avion de vânătoare a explodat la bordul navei, incidentul soldându-se cu decesul a doi membri ai echipajului, un cetățean român și un cetățean grec. La ora actuală, nava se află în rada externă a portului libian Tobruk pentru efectuarea unor reparații sumare, necesare continuării drumului către Pireu. Ceea ce e de subliniat în acest caz este faptul că atât ambasada României la Tripoli, care momentan este relocată la Tunis, în Tunisia, ca urmare a situației de securitate din Libia, cât și ambasada României la Atena, au menținut în permanență legătura atât cu armatorul grec, cât și cu tatăl cetățenilor român decedat, care de altfel este marinar și se află la bordul navei. Chiar în cursul serii de ieri, ambasada României la Tripoli a avut două comunicații cu tatăl cetățean român, care este în siguranță, totul este ok, nu a fost afectat de către atacul cu rachetă. În permanență, ambele ambasade, care în același timp țin legătura și între ele și cu centrala MAE, care le transmite instrucțiuni periodic, monitorizează situația navei până la momentul în care va ajunge în portul Pireu. În momentul când nava va ancora în portul Pireu, o echipă consulară a ambasadei României la Atena este pregătită să se deplaseze la fața locului pentru a acorda toată asistența consulară necesară atât cetățenilor români, tatăl celui decedat, cât și pentru a îndeplini toate formalitățile privind repatrierea corpului însuflețit. Acestea ar fi situațiile deosebite cu care Ministerul de Externe s-a confruntat în această perioadă de sărbători, între 24 decembrie 2014 și 5 ianuarie 2015. Folosesc acest prilej pentru a reitera recomandarea fermă a Ministerului nostru către toți cetățenii români care doresc să călătorească în străinătate de a se informa înainte de a părăsi teritoriul României, de a consulta site-ul MAE, site-ul Ministerului, la rubrica Sfaturi de călătorie și alerte de călătorie,
În cadrul acestei rubrici a site-ului MAE, puteți găsi informații utile cu privire la toate statele lumii, nu numai utile, și foarte amănunțite, merg până la informații de genul regimul vamal, regimul sanitar, ce e bine să faceți, ce nu e bine să cărați în țara respectivă. Cu alte cuvinte, este o rubrică foarte utilă românilor. Pe de altă parte, rubrica alerte de călătorie vizează statele cu un anumit potențial de risc, unde românii trebuie să manifeste foarte mare atenție, iar în unele să nu meargă sau chiar să părăsească de îndată acel stat, cum este cazul Libiei. Pe site-ul MAE, alerta de călătorie în dreptul Libiei este părăsiți imediat statul respectiv. Similar, Siria și alte state de acest gen. Totodată, folosesc acest prilej pentru a menționa două instrumente deosebit de utile lansate de către Ministerul Afacerilor Externe în cadrul procesului amplu de modernizare și regândire substanțială a Serviciului Consular Românesc. Și aici mă refer la aplicația Călătorește în Siguranță, care este o aplicație ce poate fi descărcată pe orice telefon mobil. În momentul când această aplicație este descărcată pe telefon, veți putea obține în timp real informațiile care sunt prezentate și pe site-ul MAE, astfel încât oriunde vă aflați, puteți fi în cunoștință de cauză cu privire la situația din statul respectiv sau cu privire la ceea ce e bine sau nu e bine să faceți acolo. Al doilea instrument modern lansat de MAE în sprijinul și în beneficiul românilor îl reprezintă sistemul Un SMS poate salva viața. Prin intermediul acestui sistem, românii care călătoresc în zonele considerate de risc de către Ministerul Afacerilor Externe vor primi la sosire un SMS care conține coordonatele ambasadei, astfel încât în situația în care vă veți confrunta cu anumite dificultăți, să știți să puteți contacta de urgență Ambasada României. Un alt îndemn și o altă recomandare fermă a Ministerului este ca toți cetățenii români, odată ajunși într-un stat străin, să se înregistreze la ambasadă, astfel încât în situația în care se poate întâmpla sau întâlnesc anumite dificultăți, ambasada să poată ști unde sunt și să poată interveni mult mai prompt și eficace. Doresc cu acest prilej să mulțumesc autorităților române, cât și celor străine, care au contribuit la sprijinirea eforturilor personalului consular în vederea asigurării unei asistențe consulare prompte și eficiente în această perioadă de sărbători de iarnă. Nu în ultimul rând, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor din Ministerul Afacerilor Externe, atât din centrala MAE, cât și de la misiuni diplomatice, care au înțeles să manifeste o atenție deosebită situațiilor pe care le-au gestionat și în perioada în care o mare parte din români, din cetățeni români, și-au petrecut un bine meritat concediu, aceștia au fost la muncă și au îndeplinit instrucțiunile care au fost trasate de către Ministerul Afacerilor Externe. În final, aș dori să vă lansez o invitație pe data de 22 ianuarie la sediul Centrului de Pregătire Consulară din cadrul Departamentului Consular. Dorim să realizăm o prezentare mult mai amplă a întregului ansamblu de acțiuni realizat în direcția modernizării substanțiale a Serviciului Consular Românesc și totodată dorim să vă prezentăm campaniile publice pe care Ministerul nostru le-a lansat atât în anul 2014, cât și cele pe care dorește să le continue în 2015. Și dorim cu această ocazie să avem același sprijin din partea dumneavoastră pentru mediatizarea întregului efort al Ministerului Afacerilor Externe pe linia modernizării și regândirii Serviciului Consular Românesc. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc un an bun, la mulți ani și tot ce vă doriți.
Vă mulțumim și noi, domnule director general. Dacă sunt întrebări din partea noastră, să vă prezentați, da, vă rog. Alte detalii în afară de cele deja prezentate, că au fost înhumat și... Referitor la cauza decesului, deocamdată n-am primit o informare clară, dar autoritățile române mențin o legătură permanentă cu cele franceze de specialitate pentru a afla toate circumstanțele în care s-a petrecut decesul. Și legat de accidentul, întâmplarea din Libia, dacă cumva ați primit o estimare a datei în care va ajunge nava în portul Pireu sau încă nu se știe? Încă nu se știe. Ne-am hazardat, ca să spunem, o dată în seara asta sau mâine, deoarece nava la ora actuală este în rada externă a portului Tobruk pentru a efectua reparații și anumite investigații uzuale în astfel de situații. Libiene. Într-adevăr, această informație a apărut pe fluxurile de presă. Chiar astăzi, ambasada noastră la Tripoli a lansat câteva solicitări către Ministerul de Externe libian. Suntem în așteptarea unui răspuns din partea Ministerului de Externe libian. Totodată, Ministerul de Externe român a invitat ambasada Libiei la București la discuții cu privire la circumstanțele și cu privire la tot ansamblul acestui eveniment. În primul rând să avem întâlnirea cu ambasada Libiei și să direcțiile politice din cadrul Ministerului vor gândi o linie de acțiune și vom vedea. Voi să completez răspunsul la această întrebare. Ministrul Afacerilor Externe a condamnat ieri public folosirea excesivă a forței de către armata libiană. Iar, după cum spunea și colegul meu, suntem deja de ieri, ca Minister al Afacerilor Externe, în contact cu reprezentanții autorităților libiene la București, cărora încă de ieri li s-au cerut clarificări. Acestea vor veni și astăzi contactul va fi reluat. Trebuie însă înțeles situația nu numai de securitate de acolo, ci și modul în care este dislocat guvernul din Libia, care nu se află în capitală, după cum știți, face ca însăși comunicarea reprezentanților autorităților libiene la București, probabil și în alte capitale din lume, cu propriile autorități din Libia, să fie destul de dificilă. Deci ne aflăm în fața unei situații generale și de securitate și de comunicare în Libia deosebită. Prin urmare, vă rog frumos să reținem că șeful diplomației române deja s-a exprimat cu privire la incidentul armat care a avut loc duminică și care a fost public asumat de către forțele armate libiene, acestea subliniind faptul că se află în cursul unei operațiuni de combatere a miliților islamiste sau ceea ce presupuneau ei a fi acest lucru. Dacă mai aveți, dacă nu mai sunt, eu mulțumesc
foarte mult conducerii Departamentului Consular și colegilor noștri, așa cum a subliniat și domnul director general, într-adevăr, unii dintre noi am fost, cum este și firesc, și pe perioada sărbătorilor la datorie și vom fi în continuare. Vă mulțumim foarte mult pentru interesul dumneavoastră față de activitatea Ministerului Afacerilor Externe în ansamblu și să ne revedem pe 22 ianuarie, așa cum ați fost invitați, la Centrul de Pregătire Consulară, unde vă dezvăluiu eu acum, domnule director general Stănescu, veți vedea și niște aplicații practice a instrumentelor pe care le-a dezvoltat Ministerul de Externe și care sunt la îndemâna cetățenilor români în străinătate și cred că această parte de demonstrație practică este foarte de interes pentru toată lumea. Până atunci, ne dorim să anticipez, dar și până în 22 ianuarie veți mai primi o invitație la alte acțiuni aici, la sediul MAE. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim o zi excelentă în continuare. Mulțumim!